adică avem legi bune, deja atunci depinde cum știm să le implementăm. Și dacă dorim să îți dau un exemplu de persoană care a reclamat la Comisia de Deontologie un coleg din orașul, același oraș cu persoană inițiativă, care, pe lângă faptul că a amenințat-o și a vorbit faptul că nu zicem, ar fi greu de demonstrabil, a amenințat toți directorii de școli care aveau contracte să nu mai încheie contracte de serviciu social, pentru că prin plate și profesorii trebuie examinați anual, ca să nu dea cu capul de bani elevii, elevii foarte bani. Și ea a obținut mărturii la câtorva dintre directori care au discut și erau revoltați cumva de ce să mai obțină contractul, pentru că era un alt loc care avea avantaje în respectivă. Era o legătură între politician respectiv și psiholog, a făcut un demers scris, un memoriu și mai departe, l-a trimis la Comisia de Deontologie. Când acea comisie a venit după ceva timp, psihologul era în partea care s-a plângere, a făcut agresor, să zic așa, și-a luat concediu medical și a dispărut, a închis cabinetul, n-a fost regăsit, comisia a plecat, locul s-a reîntors la muncă, comisia nu s-a mai întors nici în ziua de astăzi acolo, nu s-a rezolvat cazul, el a rămas în continuare fără contract și celălalt a continuat în direcția respectivă. S-a dat un exemplu. Suficient de bun? Adică este un mediu. Până la urmă, dacă profesie liberală, chiar îl liberez din acela ușor sălbatic, în faze incipiente, foarte puțin în mediul structural. De aceea, dacă în multe contexte contează foarte mult și capacitatea de a face o să îți menții afacerea. Nu în toate contextele. Sunt convins, de exemplu, că în domeniul psihoterapiei funcționează într-un mult calitatea voastră de bun psihoterapeut. Dacă voi reușiți să faceți pe oamenii respectivi, nu mai să se simtă mai bine, ci să și devină să se vindece, să zic așa. Ei vor numai și la alți prieteni, vor fi alți prieteni sau persoane cu probleme în voi. Dar în domenii unde lucrurile astea sunt foarte clare, vor fi zona de studia muncii, cei obții contracte, fie cu policlinici, medicina muncii, fie direct cu cel care au nevoie, acolo contează foarte mult și aspectul acesta. Nu există contracte de profesorilor și anumite instituții, cum școala, Nu. Colegiul psihologilor este o asociație în sine. Deci nu e o chestie comercială. Bine, are angajați și are, acum și inaugurează un sediu foarte frumos, modern. Nu, funcționează acest sistem. În sensul că da. Ce poate să facă cineva, teoretic, deși nu știu câți rămâne în partea asta. Ar putea să zic că am nevoie de un psiholog clinician, ia să intru pe colegiul psihologilor, să caut registrul psihologilor și să văd ce psihologi clinicieni sunt în localitatea mea, să-i apelez pe ei. Teoretic, s-ar putea face asta, adică există mijloacele prin care se facă, pentru că lista lor e publică. Dar nu vrea să facă. Nu. Ce mai face Colegiul Psihologilor este să reprezinte psihologii murați cu alte instituții. Deci să încerce, de exemplu, să convingă, nu știu, Ministerul Sănătății să accepte multe forme de psihoterapie să fie contract de casă de asigurare sau să accepte Ministerul Transporturilor ca
să nu mai fie agreate cabinele de psihologie și la Ministerul Transportului, dacă se reconstruie colegiul. Pentru că în zona asta transporturilor actuale e o situație dublă. Ele răspund și de Ministerul Transporturilor și de colegiul. În rest, toate celelalte cazuri, doar de colegi. Și dacă s-ar face, aici îmi trebuie într-o zonă cât sunteți la masă de psihologie clinică și consiliere, probabil că s-ar face o diferență categorică între metodele validate științific și cele nevalidate științific. Și foarte puțin probabil că metodele genul analiza să fie doar de contact. Dacă nu vine într-o nicio țară. Ce este bine, zicem așa, un aspect pozitiv în anumite zone. În zona asta, de exemplu, siguranță națională sau în zona de psihologia muncii. Actualmente există legislație cumva favorabilă în menținerii sau cât de cât dezvoltării acestui sector. Pentru că, de exemplu, ca să faci acea examenă portală, nu faci doar când el își are ideea, înseamnă, ci o faci periodic. De exemplu, în România sunt, cred că, 300.000 de utilizatori de armă de foc. Ceea ce înseamnă automat o populație de 300.000 care trebuie testată periodic, nu știu cum, că anual, în zona de siguranță națională. La fel, în psihologia muncii, pe zona aceea de securitate în muncă, examinările psihologice de muncă se fac anual. Asta ce înseamnă? Că indiferent că e criză, nu e criză, nu trebuie să umbli neapărat după clienți, pentru că angajatorii sunt obligați. Pe altă parte, contează mai puțin calitatea clinicii, promptitudinea, costuri. În zona clinică, mă refer mai degrabă sunt foarte și consiliere, când zic asta, contează mai degrabă, zic eu, la calitatea sau pe care poți oferi. Adică sunt și la oratoare, cum ziceți, psihoterapeuți care au foarte mulți clienți și psihoterapeuți care nu și-au de clienți. Puteți-mă ce să fiți. Pentru că poate nu reușesc să combină clienți la fel de bine. Sunt cineri să vedem aici. Și totuși, cum aflați clienți? Face o formare? Sunt cei 2 ani de terapie? La fel supervizat? Da, trebuie să zicem un traseu de genul ăsta, un psihoterapie. Da. Îmi faci o formare care ar fi bine să încerc înainte de a termina facultatea, în ultimul an, să încerc să intru în ea. Ca să ai deja un an făcut în cadrul asociației respective, la 2 ani de zile de la finalizarea acelei părți de formare pe psihoterapie, du la colegiu și ți-ai atestatul de liberă practică, tu fii deja și la întâlnirea master, dacă vrei, ți-ai atestatul de liberă practică în psihoterapie, în regimul supervizare, în tehnica pe care tu ai învățat. Și deja poți să începi să cauți clienți. Nu știu, poți să. Dacă crezi și ai încredere foarte bună în tine, poate o perioadă de timp, chică nu o să zică că prețul e foarte relevant și arată motivația individului de a se schimba și dacă e prea ieftin, nu o să vrea să se schimbe și așa mai departe. Și poate la început o să iei cazurile care chiar vor să se schimbe și la prețuri foarte mici. Dacă ei reuși să-i mulțumești,
cu siguranță va funcționa și sistemul acesta de marketing verbal, adică ei vor face altă comandă. Altă soluție. Duci la policlinica X și vezi că nu are serviciu de fisioterapie. Poate în Timișoara date, dar sunt convins că găsiți o grămadă de policlinici din astea private, că nu au să-și fisioterapie și spuneți. Eu vreau să găsesc deja fisioterapie. Pe două parte îmi dați spațiu și mă puneți pe mine. Când vede doctorul Xulescu, vin și eu, psiholog Xulescu, cu 3 ore, de 2 ori pe săptămână și fac același lucru. Nu, îți aduc clienții, ceea ce poți muta într-un spațiu mai mare, pentru mult și mai mare. Ce altă variantă mai fi? Ai putea să-ți faci un mic lucru de bine. Aici cred că cel mai bine trebuie să răspundă cei care lucrează. Sau fac un ideal, nu știu, de exemplu, tu ești parcă, nu alină. Nu mai face cu lucine, nu? Dar pe anunță. Am crezut că colaborează cu Fogel. Da. Și ce am mai vrut să zic legat de acest lucru? Bine, poți să faci și online. Suntem, fac și online, consiliere online, să știu, fac. Dar, cred că principala modalitate este să pornești fără pretenții prea mari financiare și să dai rezultate și să înveți, să fii tot timpul interesat de cazul respectiv și să cauți și să documentezi. Și cealaltă, să nu sunt neapărat exclusive, să cauți locuri vaduri, cum ar veni, unde ar acestea fi. Și policlinicile sunt acolo tot timpul sunt oameni care scrie bolnavi cu tot felul de boli, fie terminale sau nu terminale, sau au probleme, sau știu eu, și atunci au nevoie de mai poți să mergi, bineînțeles, dacă e specializat pe copii la grădinițe și vorbești cu directora grădiniței și oferi discounturi care să aibă un avantaj, ca și cum ar părea că și ea oferă un serviciu părinților și îți face experiențe și știi după aceea bani. Dacă o să vii și o spui, eu am terminat la PES și am fost primul și nu mă știu, eu am început sub 100 de euro pe ședință, probabil că să stai să fugeți. Cam asta aș vrea să o dea. Din nou, eu, în punere practică, am un cabinet psihologie și am o firmă, care am două sunt în domeniul muncii organizaționale sau, în fine, teste. Nu am lucrat să loc în cea sau să treabă urt sau... Dar din spusele colegilor, cam asta am înțeles că ar fi variantele optime de start. Oricum, și pentru asta aveți nevoie de spațiu. Dacă nu mergi la o clinică, nu poți să faci terapie cu undeva. Și nu să mergi itinerant de la casă. Bine, deci cred că o să venim din asta. Dacă mai aveți întrebări punctuale legate de alte comisii, nu am niște colegele voastre cu militare. Deci ce chestii care nu țin de colegi, nu trebuie să întreba să cerăm de consultații, nu să ne trimite și o să le trimit celor din societatea respectivă, pe care cunosc mai bine, și pe trimit atunci și pe bine, dacă sunt știu pe zona asta. Cel puțin mi-o cunoști foarte puțin de la zona publică și zona educațională. Zona publică o cunoști ceva mai mult, din simplu motiv că sunt destul de mult și au mai des probleme sau lucrurile care se confundă. Adică până la urmă, 80% din șlocilan, din clinică, psihoterapie și organizațională, destul de puțin cei de exemplu, deși e frumos și ați citit poate articole sau cărți despre psihologia sportului, nu am auzit să existe un cabinet deschis în țară de psihologia sportului. Există unul, doi care au studiat, care au studiat în mod la academic. Au scris articole să cred despre ce mai mulți dintre psihologii care au mai fost pe echipă de fotbal, nu sunt psihologi specializați.
ceea ce tu îmi ceri. Da, acum nu zic că nu există așa și la Oradea există și genul Italiu și mai departe. Nu mă refer totuși la ce însemna chiar scientist practitioner, cineva care asta face mult din asta specializat, știe foarte bine domeniul, nu la cei care au preocupări. Așa, poate și pe mine, dacă puteam să o cea pe care din servicii, dacă să mă contacteze politic și ăla, o să vin să le dau câteva sfaturi, că e de zona servicii, în punctul ăsta. Dar nu mă consider un specialist. Dar eu cunosc cam ce înseamnă Suceava, Constanța și Domnul, mai sunt trăiesc cu ei trăiesc. Da. Da, sigur că există peste tot în țară și e bine. Bine, mulțumesc atunci. Spor la PSD.